Accidentul s-a produs miercuri seară, în jurul orei 22, în intersecția cu sens giratoriu din cartierul Opcini al municipiului Suceava, la ieșire spre Moara. Un tânăr de 21 de ani din satul Sfântul Ilie, comuna Șcheia, aflat la volanul unui autoturism Dacia Sandero, a intrat pe strada Ion Irimescu și a lovit o tânără de 32 de ani din aceeași localitate, care traversa strada pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată. Un echipaj de pompieri care se întorcea de la un incendiu și se îndreptat spre altă misiune, a oprit și a acordat primul ajutor victimei. Tânăra a fost apoi preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la unitatea de primit urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.